Fotbaliști 2015 egal sclavi. Este bannerul cu care au intrat jucătorii reci țin pe teren la partida cu Olimpia Satu Mare din Liga Secundă Seria Vestică. Fotbaliștii de la Metalul s-au așezat la mijlocul terenului, formând un zid și au refuzat să participe la meci. Arbitrul partidei a avertizat în legătură cu acest gest, dar nu i-a putut convinge să joace efectiv. După 3 minute, cei de la Olimpia Satu Mare au trimis mingea în out, iar arbitrul a fluierat finalul partidei. Motivul protestului este reprezentat de întârzieri salariale de aproximativ 10 luni. Metalul Reșița se află în proces de insolvență, iar autoritățile locale refuză să se mai implice financiar. La meciul din etapa trecută, pierdută Reșița în deplasare la Mioveni scor 4-0, finanțatorul Cătălin Rufă a intenționat să nu-i lase pe jucători să facă deplasarea înapoi la Reșița cu autocarul echipei, dar a renunțat la gest după aproximativ 4 ore. Metalul Reșița se află pe ultimul loc în Liga Secundă Seria Vestică, cu doar 4 puncte acumulate în cele 14 etape scurse de până acum.